viață de tot. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești pe toată lumea, visierul bunătăților și Duhul de viață, vino și te sărășești în noi și ne curățești fără de toată tinăciunea și mântuiești cu bunurile sufletele noastre. Sfântul Dumnezeule, Sfânt tare, Sfânt de fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfântul Dumnezeule, Sfânt tare, Sfânt de fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfântul Dumnezeule, Sfânt tare, Sfânt de fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vreau să mântuim miluiește-ne pe noi, Doamne, prețește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără dreptele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dumneavoastră și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, 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 slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat. Sufletului, Stăpân, ajută-ne, milostivindu-te spre noi, grăbește căpirii mulțimea păcatelor, nu întoarce pe robii tăi în deșerți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tu vom tăcea născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi nedrednicei, că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ar fi izbăvit din atâtea nevoi, sau cine ar fi păzit până acum slobos, nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea de toate nevoile. Și-a milosivire deschidă nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim și cine dăjduim într-o Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștină. Sfine-te, Dumnezeule, Sfine-te!
Stăpâne Doamne Dumnezeu nostru cel mare, într-un sfat și minunat în lucrări făcătorului aducător
după prea văzută și nevăzută, cel care al tău așezământ îl păzești și dai în mâna ta celor care te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale, cel ce primești lacrimile de după umilința tuturor celor dintr-o nevoie. Că pentru aceasta ai venit în chip de rog, nu cu mărucerea Dumnezeului și în mădurile trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut loc sănătos și poruncile să spele, prin cuvânt ai făcut să se sfârșulească mâna. Cel ce oprești barurile patru celor potrivnice și potolești marea acestei vieți sărate și împlânzești pornirile, cel care după dăvare plăcerilor, însubitorile de oameni împărat. Cel care dat nouă să purtăm veșmântul cel luminat ca zăpadă din apă și din duh. Și acum trimite, Doamne, harul prea sfântului de viață, făcătorului tău luc. Resfințește, Doamne, și sfințește, Doamne, apa aceasta. Sfințește, Doamne, apa aceasta. Amin. Și acum primite harul prea sfântului bunului de viață, Făcătorului tău Duh, care sfințește, Doamne, sfințește, Doamne, apa aceasta. Amin. Și gustarea așteptarea cu aceasta, apă trimite nouă binecuvântarea ta, care spală în tare patru. Așa ne rugăm cel ce viața ta nemânță noastră, bunule și te mădește cu a ta mine toate bunele ce sfătești iubești. Pentru rugăciunile prea curate, de-a binecuvântat este pe noastră, scătoare de Dumnezeu și cu Fecioare Maria, cu puterea ce sfântești de viață, Făcătoare Cruci, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel care binecuvântezi, sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă, înălțăm până cu Cel fără de început al Tău, Părinte, cu prea sfântul bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, care după ce înaltă locuiești, de cele sferite privești, care ai binecuvântat casa lui Laban, pântrarea lui Iacob și casa lui Putifar, pântrarea lui Iosif, cel care ai binecuvântat casa lui Abiadar, în aducerea neantivântului legii și zile venit tale într-un Hristoase, Dumnezeu nostru, ai drământul mânturie casă lui Zacheu, binecuvântează, Doamne, așezământul acesta. Și întărește pe toți cei care sunt într-adunși și vor folosi și păzește, Doamne, nevătămați de cei care se împotrivi. Și trimite-le binecuvântarea ta de înălțimea locașului tău și binecuvântează și înmulțește toate bunătățile în această locație și în satul acesta. Că ți-e bine să ne miliești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă, să-n Tatălui, Fiului și Sfântului. Acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, mergă pentru
în mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor lui Dumnezeu. Încă ne rugăm ca să păzească satul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele, așezământul acesta de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvârâi altor neamă, de războiul dintre noi, pentru că am rostit plânșurile, este iertător să ne fie nouă bun și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească de-a lui Dumnezeu dreaptă care este asupra noastră, să ne miluiască pe noi, pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ne ești, ție slavă înălțăm, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preacuvântește, Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu puterea cinstii de viață, Dătătoarei Cruci, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un singur bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și mulțumim și ne bucurăm că ne-a adunat într-un cadru festiv aici cu domnul deputat, cu domnul primar, doamna director, iertare pentru cei care toți cei care ați contribuit și ați adus la bun sfârșit această mini-sală de sport, foarte necesară tuturor copiilor, dar și adulților, pentru că trebuie să ne mișcăm, trebuie să conștientizăm că pe lângă cele ale cele lumești, cele ale trupului pe care le facem mereu și tot agonisim, cele noastre trupești, nevoie să facem și mișcare duhovnicească și trupească. Munca pe care, cu care s-au obișnuit cei de la țară, nu e de ajuns dacă nu faci anumite mișcări, firești trupul omenesc, ca să ne putem ține sănătoși cu imunitatea foarte ridicată și foarte importantă pentru vremurile acestea de încercare. Nu putem decât să felicităm pe toți cei implicați, vă dă Dumnezeu sănătate să înmulțiți darurile pe care le-ați primit de la Bunul Dumnezeu și să ne vedem sănătoși ca să mai facem astfel de întâlniri. Doamne ajută să fii sănătoși! Dar să mulțumesc și eu finanțatorului CNI-ului, Compania Națională de Investiții, constructorului, proiectantului, echipei mele de consilieri locali, colegilor mei, că fără munca în echipă nu s-ar fi realizat acest frumos obiectiv. Creșteți cu putărie că odată cu începerea activității școlare, copiii vor beneficia de o sală modernă, unde vor desfășura activitățile sportive și nu numai, și alte activități legate de activitatea școală și de ceea ce se întâmplă aici legate de, mă rog, repet, activitatea școlară. Încă o dată mulțumesc tuturor, domnului deputat alături de față, că fără sprijin n-aș fi putut realiza acest obiectiv. Cum am spus și repet, finanțatorului, Compania Națională de Investiții, proiectantului, constructorului și tuturor celor care, și dumneavoastră, părinte, că am reușit să, de punct de vedere creștinește, zic eu, să dăm un pic de aghiazmă și să începem cu dreptul, să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor și sper că astfel de proiecte să continue să apară în Comuna Oltenia, că doar așa putem moderniza și dezvolta Comuna. Vă mulțumesc încă o dată tuturor! Doar un minut, dacă îmi permiteți, nu știam, așa se întâmplă, să aflăm pe urmă 100 de metri, să-i păstrăm veșnică recunoștință și pomenire lui Bogdan Constantin, fratele care a contribuit din plin, din câte am înțeles, la construirea acestei sări și care trebuia să fie aici prezent și care a fost înmormântat acum de curând. Asta mi-a spus domnul. Vedeți, noi avem în viață multe încercări și jertfa Mântuitorului Iisus Hristos este ca o icoană pururea înaintea noastră și nu conștientizăm cât suntem de trecători.
avem impresia că vom împărăți lumea și, de fapt, ce rămâne după noi sunt amintirile frumoase cu cei din casa noastră, din familie, prietenii mai apropiați sau mai îndepărtați și astfel de obiective. Și, de ce nu, numele domnului Bogdan Constantin poate să rămână ca și o jertfă pentru ceea ce s-a întâmplat aici la Orpeni, pentru că jertfa face să dăinuiască un lucru. Dumnezeu să-L ierte, să vă întâlnească. Și să vă dea putere să duceți mai departe aceste realizări frumoase făcute de Bogdan Constantin împreună cu dumneavoastră. Doamne, și trebuia să fie vina lui aici. Da, să fapt ai plăcut. Unii se adună și alții culeg, exact cum se spune Sfânta. Adică copiii dumneavoastră ați semnat pentru copii și ei vă culege cu părerea de a se întâlni aici. Pentru că ăsta e scopul nostru în viață, să lăsăm ceva în dumneavoastră. Și uite că Dumnezeu ne-a ajutat. Și ușor, ușor, am mai multe obiective care sunt spre folos comunității. Doamne, să auziți din nou.